Eu țin foarte mult să o demasc pe mama, care ani de zile m-a numit Begemot și m-a numit fata mamei și pe mine asta m-a rănit, m-a marcat și eu sufăr. Și ai vrut să arăți lumii întregi cine e, Tiranul, da, așa, exact. din spatele Și tău. proiectului, da. Așa, și cum a fost experiența? I-a plăcut? Ei a Ce a plăcut, spus ei a după? plăcut, da. Eu când am început să-i explic de fapt ce înseamnă inimioarele și ce înseamnă cifrele alea de pe Facebook, pentru dânsa, eu am văzut cum întrânsa să schimbe ceva. Pentru că asta e un om care niciodată nu a stat în fața la atâtea sute de oameni concomitent, chiar dacă tu nu-i vezi. Și tu după asta ajungi să citești urări de bine, comentarii sau vecine de la telecentru care mama a convețuit și a prietenit. Și bă, era foarte încălzitor pentru inimă. Dar ții cont de ce îți mai spune mama așa de anumite subiecte, În ultima vreme, nu, de anumite... exemplu, pentru că n-am cum să am o conversație la telefon în care mama să nu mă întrebe ce am mâncat și să-mi spună să mai mănânc. Și asta e tare destructiv pentru un om care încearcă să creeze, că eu muncesc la scenariu, mă ocup de bilete, nu știu ce, coordonez, încerc să curăț capul pentru spectacol și mama îmi zice dacă am mâncat, mă întreb dacă am mâncat și îmi zice să mai mănânc. De ce asta trebuie să conteze așa de mamelor, vă rog? Nu, serios, asta doare, Elena, Da. trebuie să înțelegi. Încerc să înțeleg. Ele știu mai bine, mamele Da, da, noastre da. știu întotdeauna mai bine ce e bine Și când pentru e frig, copii. să nu bată curentul, să nu... Așa.